Un locotenent colonel de poliție în rezervă a fost condamnat pentru comercializarea drogurilor. El va sta în următorii 4 ani și 8 luni după gratii. Decizia a fost dictată de magistrații judecătoriei Chișinău cu sediul în sectorul Buiucani și poate fi atacată în instanța superioară. Potrivit PC Cox, fostul polițist a fost încătușat iarna trecută. Acesta a fost prins în flagrant delict de oamenii legii când vindea substanțele narcotice unui agent sub acoperire. El obținea drogurile de la alți membri ai grupului criminal, iar ulterior le comercializa consumatorilor. Totul a avut loc în perioada 2018-2019. Fostul polițist are 56 de ani și crește 2 copii. Procurorii susțin că vor ataca decizia primei instanțe la Curtea de Apel. Mai mult, ei au solicitat și trecerea în proprietatea statului a automobilului folosit de bărbat la comiterea infracțiunii.